Gigi Becali ar putea fi executat silit, juristul clubului Steaua cere judecătorilor executarea conturilor bancare ale omului de afaceri. Becali trebuie să-i plătească lui Florin Talpan daune de 30.000 de euro după ce l-a jignit în mod public. Vin mai multe informații de la colega mea Roxana Ciucă. Roxana, bună dimineața! Bună ziua, bun găsit tuturor! La judecătoria sectorului 1 are loc astăzi un nou termen în procesul dintre latifundiarul din Pipera George Becali și juristul de la Clubul Sportiv al Armatei Florin Talpan. Talpan cere în instanță executarea silită a afaceristului pentru recuperarea sumei de 30.000 de euro, daune morale și materiale. Asta după ce George Becali l-a jignit pe Talpan într-o emisiune, spunând despre acesta că are anumite orientări sexuale. Pentru că nu i-a păsat lui George Becali de acest proces, și-a trimis avocații, iar iată astăzi la judecătorie, spuneam, are loc executarea silită a afaceristului. Cel mai probabil că magistrații vor rămâne în pronunțare și urmează ca în cursul acestei zile să aflăm cu exactitate care va fi decizia acestora. Bun, în solicitarea adresată instanței, Talpan scrie foarte clar că cere sechestru asupra conturilor latifundiarului, iar în cazul în care nu are bani în conturi, să înceapă executarea silită a bunurilor acestuia.